Gardă! Drept! Garda pentru noi este prezentat! Arm!
Gardă! Drept! Gardă pentru oficierea serviciului religios! Gardele scope! Grit! Gardă pe loc! De pauză! Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru Sfânt numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu duhurile dreptilor celor ce s-au săvârșit, odihnește sufletele robilor Tăi, Mântuitorule, păzindu-le pe dânsele în viața cea fericită, care este la Tine, Iubitorule de oameni, pentru odihna Ta, Doamne, unde toți sfinții Tăi se odihnesc. Odihnește sufletele robilor Tăi, că Tu singur ești fără de moarte. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Tu ești Dumnezeu care Te-ai pogorât în ea și ai deslegat durerile celor ferecați. Însuși și sufletele robilor Tăi le odihnește și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Una curată și prea nevinovată fecioară, care ai născut mai presus de fire, pe Dumnezeu roagă să mântuiască sufletele robilor Tăi. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluie, miluiește! Când ne rugăm pentru odihna adormiților robilor Tăi, eroii neamului românesc, și pentru ca să li se ierte lode toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
Dumnezeu, să așeze sufletelor lor unde drept și se odihnesc mila lui Dumnezeu, împărăția cerului și iertarea păcatului de la Hristos Împăratul, cel fără de moarte și Dumnezeu nostru, să cerem Domnului să ne rugăm. Dumnezeul duhurilor și a tot trupul care e călcat moartea și pe diavolul ai surpa și ai dorit viața lumii tale. Însuți, Doamne, odihnește sufletele adormiților robilor tăi, eroi, ostași, luptători români din toate locurile și din toate timpurile, care s-au jersit pe câmpurile de luptă pentru apărarea țării și a demnității și pentru libertatea poporului român. Și așează-ne în loc luminat, în loc de odină, în loc de verdeață, unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală au săvârșit ei, cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor, Dumnezeu să ierte. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău adevărul. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Că tu ești în vierea și viața și odihna adormiților robilor tăi, eroi ostași români căzuți pe câmpurile de luptă pentru apărarea țării, Hristoase Dumnezeu nostru și ție slavă înălțăm împreună și Părintelui tău, celui fără început și prea sfântului și bunului de viață, făcătorul tău, acum și pururea și în vecii vecilor. Stăpâne mult îndurat, Doamne Iisus Hristoase, Dumnezeu nostru, care ai dat Sfinților Tăi, ucenici și apostoli, cheile împărăției cerurilor, iar după Sfântă învierea Ta, cea de a treia zi, cu harul Tău le-ai dăruit puterea de lega și tu-ți lega păcatele oamenilor. Ca să fie legate și în cer, câte de dânsi pe pământ s-au legat, tot așa să fie deslegate și în cer, câte de dânsi pe pământ s-au deslegat. Cel ce prin nespusa Ta iubire de oameni ne-ai învrecit și pe noi, smeriți și nebrenici și slujitorii Tăi, să fim moștenitori ai aceluia și prea sfânt dar și har, ca și noi de asemenea să legăm, să deslegăm cele ce se întâmplă în poporul Tău. Însuți prea bunule Împărate, prin noi nebrenici și slujitorii Tăi, iată tuturor adormiților robilor Tăi, eroi ai neamului românesc, căzut pe toate câmpurile de luptă, în lagări, în închisori, în depărtări, pentru apărarea patriei, reîntregirea neamului și demnitatea națională. Orice au greșit ca niște oameni într-o această viață, Dumnezeu să ierte. Dumnezeu să ierte. Și iartă toate câte au păcătuit ei, cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, deslegându-i de legătura pusă în orice chip asupra lor, cu care ei înșiși din mânie sau din altă pricină s-au legat, sau de la arhiereu sau de la altcineva, au suferit o alunecare ca aceasta, prin lucrarea și invidia diavolului. Binevoiește prea bune și mult îndurate ca sufletele lor să se așeze cu sfinții care din veac au bine plăcuție, iar trupurile lor să se dea firii celei zidite de tine. Că binecuvântat și preaslăvit ești în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne.
binecuvintează. Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate, maestale, ale Sfinților Măriților și Înrodaților Apostolilor, ale Preacuvioșilor și Dumnezeu, Părinților noștri, ale Sfântului și drept Lazar, cele patru zi înviat și pentru ai tuturor Sfinților, sufletele adormiților obitei, pomeniți de noi, eroi, stași, căzuți pe câmpurile de luptă pentru părere țării, mutați la noi cu drept se așeze, în somnul Avram să odihnească și cu drepții se numere, iar pe noi să ne iubească ca un bun și de oameni viitor. Într-o fericită adormire, veșnică odină de Doamne, sufletelor adormiților, robilor tăi care s-au pomenit, și le fă lor veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică veșnică pomenire. Veșnică pomenire. Veșnică pomenire. Veșnică și de fălor, Doamne, veșnică pomenire, Hristos a înviat din morți, cum mărătrea premanete, să-i ierte, să-i odihnească, cu dreptii să-i numere, iar pe noi să ne miluiască și să ne mântuiască ca un singur bun și de oameni iubitore. Amin. Dumnezeu să-i ierte. Gardă! Drept! Garda copii! Drept! Gardă pe loc, trebuie. Bună ziua! Primăria orașului Târgovna, în parteneriat cu Ministerul Apărării Naționale, reprezentată de Brigada 61 Vânători de Munte, Miercurea Ciuc și camarajii lor din Brigada Vânători de Munte 21 Predeal, în parteneriat cu Asociația Culturi Eroilor din Bacău, Muzeul Național și Arhivele Naționale din Bacău, au privilegiul de a comemora astăzi, 10 august 2017, deschiderea evenimentelor de oficiere a sărbătoririi centenarului de 100 de ani de la primul război de reîntregire națională. Vă mulțumesc! Preacucernici părinți, onorați militari,
urmașii ai vânătorilor de munte care în 1917 au apărut ca armă, stimați invitați. Iată că suntem la 100 de ani de când pe aceste dealuri și văi răsunau bombe, cădeau morți. Era acea încrâncenare și mă voi referi în primul rând la militarul român care pentru patria sa, pentru glia, pentru onoare, pentru ființa națională, a dus acest război de apărare. Zona aceasta a fost o zonă defensivă, pentru că dacă inamicul în vara anului 1917 ar fi trecut pe Valea Trotușului, drumul ar fi fost liber până la Iași, iar Moldova ar fi fost ocupată și probabil că statul român ar fi dispărut. Suntem, iată, la 100 de ani. Acum, poate acele evenimente pentru mulți par o poveste, dar sunt foarte multe mărturii. Mărturii documentare, mărturii marcate de care sunt simbolizate prin monumente, prin alte simboluri. Citeam nu de mult în arhivele militare de la Pitești de aceste zile. Și fiindcă astăzi suntem în 10 august, o zi frumoasă, și probabil că cei pe care îi comemorăm acum se bucură de această zi frumoasă, pe 10 august 1917, deci în zilele de 9 și 10 august, soarele era mai puțin darnic. Vremea nu era tocmai așa cum este acum. Dar ce au făcut militarii români, apărând hotarul țării, oprind înaintarea inamică, sunt fapte demne de mari eroi. Militarul român, și când spun militarul român mă refer la toată oastea românească, de la soldat până la general, a fost conștient de ceea ce are ca sarcină, care este menirea, și nu întâmplător în stânga noastră, sau mă rog, în fața dumneavoastră, se află crucea prin care se marchează jertfa caporalului grenadier Mușat. Suntem la ceas de comemorare. Suntem la ceas când, onorându-i pe cei care au luptat, pe cei care s-au jertfit acum 100 de ani, pentru ființa națională, aducem omagiul nostru, al nostru, al dumneavoastră, al tuturor românilor, bravei oștiri românești. Suntem, iată, în fața monumentului de pe Măgura. Dacă Mărăștiu și Mărășeștiu au câte un mauzoleu,
Nu intrăm în amănunte de ce pe Valea Uituzului, în zona Uituzului, nu a fost un mauzoleu, dar avem acest minunat monument dedicat războiului, în care își află odihna veșnică osemintele unui erou necunoscut, simbol al tuturor celor căzuți în zona aceasta, Ceșoaia, Coșna, Măgura, cotele despre, pe care le găsim în documente. Și dacă aici, la doi pași, la Uituz, Ieremia Grigorescu a scris, și aici a scris, nu la Mărășești, a scris, pe aici nu se trece, pe aici nu s-a trecut. O să-l invit să vă spună câteva vorbe pe domnul profesor Alin Radu, șeful Muzeului Orășenesc Târgu Ocna, cel care are și responsabilitatea asupra monumentului în fața căruia ne aflăm. Vă rog. Vă mulțumesc. Acum 100 de ani, jertfa soldaților români și-a spus cuvântul. În 1918 s-a reușit unirea cea mare. Dar vreau să vă zic că zona asta, Uituz, Târgu Ocna, a plătit un tribut enorm. Dacă e să ne gândim, sunt peste 14.000 de ostași români căzuți numai pe frontul Uituz, Coșna, Cireșoaia. Odată cu sfârșitul războiului, veteranii care au rămas s-au gândit să comemoreze camarazii care au căzut în acele zile de foc, în august-septembrie 1917, prin ridicarea unor monumente. Astfel, la inițiativa unui târg ocnean, în 1925 se începea construirea acestui monument, monumentul de la Măgura Târgu Ocna, la care a participat chiar și prințele Carol al II-lea, fiind la acea vreme, în primul război mondial, conducătorul vânătorilor de munte. În 1928, după 3 ani de zile, soldații care au participat la construirea acestui monument l-au finalizat și l-au inaugurat. Inițial s-a deschis un mic muzeu la început, în care erau chiar și scrisori ale soldaților, scrise cu sânge pe coajă de mesteacă. La etajul 1 era un ceas care în fiecare săptămână era întors de către ceasornic orașului Constantin Nalboc. Însă, în preajma celui de-al doilea război mondial, monumentul a fost lăsat în paragină. Din păcate, trupele rusești l-au luat drept țintă, au distrus ceasul și mare parte a muzeului. La parteră erau îngropați cinci soldați din primul război mondial, al căror mormânt a fost distrus și el. Însă, în 1972, prin inițiativa colonelului în rezervă Costin Nicolae, s-au început lucrări de renovare la acest monument și cu eforturi deosebite au reușit ca în 1974 să-l finalizeze de restaurat și să-l deschidă ca muzeu. Iar de atunci funcționează și poate fi văzut începând de luna aprilie până în noiembrie pentru toți cei care vin în zona noastră a Târgu Ocnei. Pe frontispiciul monumentului este scris: spuneți generațiilor viitoare că noi ne facem datoria. Noi ne-am făcut datoria. Deci este și datoria noastră și prin acest eveniment de comemorare a 100 de ani de la glorioasele lupte Coșna-Cireșoaia, să ducem mai departe în renumele a celor care au luptat dând sacrificiu suprem ca noi astăzi să existăm și să-i putem comemora. Aș vrea rugămintea ca după acest eveniment care îl avem aici să intrați în muzeu
și să vedeți o parte din obiectele care au aparținut soldaților primul război mondial și fotografii ale vânătorilor de munte, vestiții soldați care au purtat una dintre cele mai importante victorii pe frontul de la Cireșoaia. Cu acestea vă mulțumesc pentru atenție și aș vrea să-l invit și pe domnul profesor Constantin Dospinescu de la Cultul Eroilor pentru a vă vorbi despre sacrificiul eroilor din comuna Măgirești, care au căzut pe frontul Cireșoaie. Preacucernici părinți, onorate personalități, domnilor comandanți. Acum 100 de ani, noi am căzut, dar ne-am ridicat imediat. Deși societatea românească era împărțită în mai multe rânduri, totuși rândurile cele mai mari au fost ale eroilor neamului și ale unor adevărați bărbați de stat. Bătăliile de pe frontul din Moldova au reprezentat un punct astral din istoria poporului român. Noi nu suntem cu nimic mai prejos față de alte popoare. Mărturiile sunt aceste locuri care au lăsat urme adânci în istoria neamului nostru. Măgura, Cireșoaia, Coșma. Alături de eroii neamului, pe aceste meleaguri, au murit și câțiva dintre eroii comunei Măgirești. N-am să-i enumer, Dumnezeu să ierte, să fie țărâna ușoară. Aș vrea să recit o poezie foarte scurtă a marelui poet Nichita Stănescu. Nu-l uitați pe cel căzut în război. Lăsați-i din când în când un loc liber la masă. Ca și cum el ar fi viu printre noi, ca și cum el s-ar fi întors acasă. Dumnezeu să-i ierte. S-a vorbit despre acest monument. A fost realizat în bună parte și din cei care au luptat pe aceste meleaguri, au cărat cu spatele preț de câteva sute de metri aceste pietre care, din care s-au construit monumentul și fiindcă s-a spus de Constantin Nălboc, sunt mândru că mama era nepoată de-a lui, cum la fel mama lui Corneliu Cristea, șeful cultului eroilor de la Onești, era nepoată de-a lui Constantin Nălboc. Iar anul 1974, când la 9 mai a fost reinaugurat monumentul datorită strădaniei inginerului Costin, colonel în rezervă, inginer Costin, un mare suflet târgu-ogneanu, am fost aici la acel eveniment. Sunt lucruri care rămân în memorie. Și simbolul acesta, dedicat celor care au căzut, dăinuie. Iar eu v-aș propune, în memoria celor aproape 14.000 de eroi de pe aceste locuri, să păstrăm un moment de reculegere. Vă mulțumesc!
În continuare, dacă elevii sunt pregătiți pentru acel montaj, nu. Domnule colonel, preluați frâile. Gardă, valineați! Gardă, drept! Gardă patronului, te prezentați! Arm! Thank you.
Acest aniversar se acordă o diplomă, o medalie jubiliară și un volum preacuviosului părinte arhimandrit, duhovnicul mănăstirii Mărcura, Epifanie Bulancea. Vă rog, transmiteți. De asemenea, o diplomă și un volum domnului profesor Constantin Dospinescu de la Asociația Cultului Eroilor Filiala Bacău, sub filiala Măgirești. O diplomă și un volum doamnei Irina Băcăuanu de la Complexul Muzeal Iulian Antonescu din Bacău. Aceasta am terminat activitatea și vă mulțumim dumneavoastră pentru participare, mulțumim preacucerniților părinți, mulțumim bravei oștiri române și vânătorilor de munte care la 1917 au semnat o pagină de mare glorie în istoria neamului nostru. Să dea Domnul să nu mai avem parte de așa ceva, dar să fim treji. Tot acum aș vrea să vă prezint, îmi pare rău că la sfârșit, e uniforma simbol a primului război mondial. Îl aveți aici, în spate, lângă monument, e o uniformă asigurată de către Asociația de Tradiții Militare Românești, condusă de către colonelul Stelian Petru Cojocaru de la Bacău. E uniforma gri, care a aparținut regimentului 27 Infanterie Bacău, unul dintre regimentele care a avut cele mai mari pierderi în zona Cireșoaia. A avut peste 1200 de persoane căzute la datorie, și însemnând mai bine de 3 sferturi. De compusă din capelă, veston cu pantalon gri, centură cu baionetă și pușca care era atunci în dotare, Steyr-ul. Și prin aceasta sperăm ca să fie un simbol pentru faptul de vitejie a tuturor soldaților căzuți în zona noastră. Vă mulțumesc! Gardă, Valier! Gardă, drept! Gardă, la treia! Da! Lasă, ga! Gardă, la ga! Viața asta e bun pierdut, când nu trăiești mai de vrut. Și acum ar vrea un neam călău să arunce jugul în gâtul tău? E rău destul că ne-am născut mai vrem și al doilea rău. Din zei de-am fi scoborători cu moarte, toți suntem datori. Tot una e dacă ai murit flăcău, ori moș îngârbovit, dar nu-i tot una leu să mori, ori câine înlănțuit. Românii dintotdeauna au murit, dar nu ca câinele înlănțuit, ci ca leul.
Gardă valiață! Gardă drept! Gardă la treia! Da! Gardă înainte! Marș! Ocornire la stânga împrejur! Marș!